Am revenit alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor. De această dată, invitată alături de mine este doamna Oana Maria Florea, candidată din partea Alianței România Dreaptă pe Colegiul 7, Camera Deputaților. Bună ziua, bună dimineața, bine ați venit alături de noi. Bună dimineața, bine v-am găsit, bună dimineața și telespectatorilor dumneavoastră. Doamna Florea, am în față CV-ul dumneavoastră. Sunteți avocat de profesie, ați intrat în politică în 2009, cred, da? Corect, da? Corect. Atunci când ați intrat în Partidul România Mare. De ce politică și de ce Alianța România Dreaptă? Politică, pentru că am optat să intru în viața politică pentru că consider că este momentul, cel puțin acum, mai mult ca oricând, oricând în trecut, ca tinerii să se implice. Consider că am ajuns într-un punct al vieții când, odată cu evoluția profesională, am avut ocazia să cunosc viața sub toate aspectele ei. Mă refer aici la mediul social, mă refer aici la mediul economic, pentru că profesia mea de avocat mi-a permis, da, să mă confrunt cu diverse situații pe care clienții mei le întâmpină. Și fac aici referire, așa cum spuneam mai devreme, la situații care țin de partea de latura economică a vieții noastre, situații care țin de viața de latura socială a vieții noastre. În atare condiții, cunoscând, zic eu, destul de bine la acest moment, problemele cu care societatea noastră se confruntă, fiind un tânăr care mă revolt vis-a-vis de modul în care până la acest moment s-a înțeles să se face politică, am luat decizia să intru în viața politică. E adevărat că inițial m-am alăturat Partidului România Mare. Din păcate, la momentul la care m-am alăturat acestei formațiuni politice, ea se afla într-un declin, nici măcar sediul nu exista în perioada aceea. Ați fost curajoasă. Da, am fost curajoasă, așa cum am fost curajoasă și la momentul la care am ales să mă alătur Partidului Democrat Liberal. Rog să observați faptul că am intrat în această formațiune politică într-un moment în care, așa cum bine se știe, era ușor în declin. Da? Deci Partidul Democrat Liberal pierduse guvernarea, Partidul Democrat Liberal era pus la zid pentru că a avut curajul să guverneze o țară într-o perioadă de criză și și-a asumat măsuri care, în mod evident, nu sunt populare și lucrul acesta îl constat zilele acestea ieșind pe stradă în campania electorală, însă eu spun așa că istoria, și de fapt nu o spun eu, au spus-o alții înaintea mea, istoria poate fi judecată, poate fi analizată, nu în momentul prezent, ci undeva în viitor și într-un viitor îndepărtat. Și spun că viitorul îndepărtat va demonstra că măsurile pe care Partidul Democrat Liberal le-a luat în perioada de criză, în perioada care a precedat campaniile electorale de anul acesta, sunt cele care se impuneau. M-am alăturat de asemenea Partidului Democrat Liberal și dintr-un alt motiv. Am găsit, cel puțin la nivelul Organizației Județene Constanța, o echipă care mi-a plăcut. Da? Oameni în care am încredere, oameni care, la rândul lor, au dobândit într-un foarte scurt timp încredere în mine și m-au promovat. Și pentru asta le mulțumesc, pentru susținerea lor pe care au ales să mi-o acorde într-un foarte, foarte scurt timp. O candidatură în municipiul Constanța. De ce tocmai ei și nu ați ales, nu știu, o zonă rurală? Este parțial în municipiul Constanța. Colegiul 7 include, pe lângă parte din municipiul Constanța, include și localitatea Valului Traian. De ce am ales? Pentru că nu sunt o persoană care să aibă pretenția, cum au avut de altfel politicienii până la acest moment, că se pricepe la tot și la toate. În atoare condiții, câtă vreme nu pot să spun că sunt o specialistă, să zicem, în agricultură, nu puteam să mă duc pe un colegiu rural. Cred eu că meteahna și problemele societății românești au fost generate tocmai de oamenii politici care au pretenția că se pricep la tot și la toate, în condițiile în care cei mai mulți dintre ei, de fapt, și de drept, nu se pricep la nimic. De asta spun că, mai devreme vă spuneam că
Apreciez că acum mai mult decât oricând este nevoie de oameni care să fie specializați pe un domeniu. Da? Mă uit la televizor și văd oameni care, oameni politici care, în 10 minute au capacitatea să vorbească 2 minute despre cultură, 2 minute despre agricultură, 2 minute despre justiție, 2 minute despre sănătate și să mai dau de 2-3 ori peste cap și mai vorbesc 2 minute și despre, nu știu, hai să spunem, sistemul de apărare. Dar în sumat 10 minute n-ar putea să vorbească despre un singur lucru. Dar în sumat 10 minute n-ar putea să vorbească despre un singur lucru. Cei care lucrează în toate aceste domenii, da, se uită la televizor și constată că se spun foarte multe prostii. Da? Eu am fost în postura unui astfel de om. Stând acasă, la mine, ca toți ceilalți cetățeni, cu telecomanda în mână, constat că toți oamenii abordează cu foarte mare ușurință problema justiției. Și o întorc pe toate părțile și ne explică că judecătorii sunt corupți, că procesele durează foarte mult, că trebuie făcut ceva, dar nimeni nu spune ce concret. Da, este adevărat. Justiția este o justiție care nu funcționează la capacitatea la care ar trebui să funcționeze. E adevărat că în sistem există și judecători care, din păcate, sunt corupți. Dar în niciun caz nu putem să generalizăm. Este o, iarăși o altă meteahnă pe care societatea românească o are, aceea de a generaliza. În momentul în care, cel puțin în ultimii ani, se pomenește despre judecători, în mod automat, apelativul sau adjectivul care le este asociat este acela de corupt. Greșit. Vă spune un om care cunoaște sistemul. Am deviat puțin de la întrebarea noastră, dar am să insist pe subiectul ăsta, pentru că este un subiect care mă doare. Am pretenția că îl cunosc și atunci am să detaliez puțin. Se susține că judecătorii sunt corupți. Nu. Judecătorii, dacă dau uneori soluții aparent eronate, da, că nu suntem noi în măsură să venim peste hotărâri revocabile și să stabilim dacă au fost sau nu corecte, dar la o analiză așa din exterior, dacă ele sunt aparent eronate, nu sunt pentru că acel judecător este unul corupt. Nu. Sunt date uneori ca rezultat al condițiilor în care judecătorii muncesc. Al condițiilor în care acest sistem judiciar funcționează. Se spune, hai să facem ceva. Ce? Să punem poliția, să aresteze judecătorii? Nu asta este soluția. Pornim de la bază. Da? Hai să vedem de ce judecătorii nu dau randamentul pe care ar trebui să-l dea. Un judecător câte dosare soluționează un judecător? Păi asta vreau să vă spun. Exact asta vreau să vă spun acum. Un judecător în mod constant, da, are pe rol, da, spre dezlegare, câteva sute de dosare, care ele se rulează în permanență, da? Se soluționează o parte, îi mai vin câteva sute. În condițiile în care pe lună tu trebuie să dai soluții sau să, na, continui judecata în câteva sute, unii au chiar mii de dosare, eu vă garantez că dacă toți cei care critică, da, activitatea judecătorilor le-aș da dosare, jumătate din dosarele pe care le are un judecător, n-ar reuși într-o lună de zile nici măcar să le frunzărească sau să le citească. Da? Deci, în condițiile în care, repet, nu asigurăm judecătorilor condițiile normale, mediul normal, infrastructura, logistica ca ei să desfășoare activitatea, nu putem să avem pretenții de justiție corectă, echilibrată, aplecată, da, asupra spețelor respective. Și acum am să punctez un singur lucru. O primă inițiativă, da, ca să decalez puțin dialogul, o primă inițiativă pe care o să o am la momentul la care voi deveni deputat, va viza edificarea unui imobil, având ca destinație funcționarea judecătoriei și tribunalului. Și fac precizarea că nu discutăm de desființarea actualei judecătorii, da, a clădirii judecătoriei și tribunalului, ci, dacă vreți dumneavoastră, de o suplimentare, pentru că nu avem cum să desființăm ce avem acolo deja. Nouă ne mai trebuie în plus spațiu. Judecătorii nu poate să-și desfășoare activitatea unul la mână pentru că sunt puțin numeric. Ok, suplimentăm numărul. Dau examen, intră și mai aducem 100 de judecători la Constanța. Unde își vor desfășura activitatea în condițiile în care la judecătoria Constanța sunt 4 săli de judecată? N-au unde.
Arhivele nu au unde să-și depoziteze dosarele. Au fost situații până acum câteva luni la judecătoria Constanța când dosarele erau depozitate în toaletă. Și urmare inițiativei avocaților, da, s-a găsit o soluție de compromis, dar vă spun că această soluție de compromis deja la acest moment nu mai funcționează. Dar cum e posibil, doamna Florea, așa ceva? Totuși vorbim despre justiție, vorbim despre un domeniu care ar trebui să fie net superior. Ei, vă spun cum este posibil așa ceva. Așa ceva este posibil urmare dezinteresului, pe care iarăși clasa politică, da, a manifestat-o, și aici discutăm de clasa politică care își desfășoară activitatea, fie la nivel local, fie la nivel central, dezinteres pe care l-au manifestat în mod constant, da, din 90 încoace. Ori pe fondul unei societăți care nu este una echilibrată, da? De societatea nu este una echilibrată și barometrul reprezintă tocmai situația instanțelor. Ca să vezi cât de bine funcționează o societate, te duci și te uiți într-o instanță să vezi câte dosare sunt. Cu cât mai multe dosare sunt, da? Cu atât mai dezechilibrată este societatea aceea. De ce? Pentru că atunci când există un dezechilibru, apar conflicte pe diverse domenii de activitate. Economic, social, familial și așa mai departe. Toate aceste conflicte se materializează în litigii pe rolul instanțelor, în dosare pe rolul instanțelor. De asta spun, cu cât mai multe dosare, cu atât deci societatea respectivă nu este una care să funcționeze normal. În condițiile în care, din 90 încoace, din anul 1990 încoace, societatea noastră a fost una haotică, da? Normal că au apărut foarte multe dosare și apar în continuare. Numai acum, în ultima perioadă, vă spun că cel puțin situația secției comerciale, de fapt de faliment a tribunalului, este una dezastruoasă. Acolo intră în fiecare zi câte 3-4 ședințe de judecată, câte 100 și ceva de dosare, având ca obiect, cum îi zice, intrarea în insolvență, falimentul și insolvența. S-au înmulțit dosarele. În schimb, nu s-a înmulțit personalul. Decât în ultima vreme am văzut că au fost promovați, au luat examenul mai mulți judecători. Nu s-a înmulțit personalul, nu s-au suplimentat cheltuielile, nu s-au înmulțit grefierii și mai ales nu s-a suplimentat spațiu. Nu poți să intri odată într-o zi, vă fac un calcul acum rapid, cu aproximativ 700 de dosare în 4 săli sau poate chiar și mai mult. Intră ședințele de dimineață, care în mod normal ar trebui să termine la 12 și jumătate cel mult, și termine la 4-5 după amiază. Moment la care intră ședințele de după amiază, și au fost numeroase situații că în acele ședințe de după amiază au terminat la ora 11 și la 12 noaptea chiar s-au oprit unele dintre acestea. Doamna Florea, spuneați că se simte nevoia suplimentării numărului de judecători a spațiului. Eu vă întreb, dacă am avea acest număr suplimentat, am avea judecători? Pentru că examenul la Institutul Național de Magistratură este unul extrem de greu. Cel puțin așa este caracterizat de toți cei care încearcă să acceadă în acest domeniu. Eu consider că da. Și am să vă spun și de ce, iarăși. Există judecători în țară unde volumul de muncă este net inferior celui într-un oraș cum este Constanța, spre exemplu. Asta ar fi o primă soluție. Acolo nu este necesar să ai 4-5 judecători. Da? 1-2 fac față. Îi aduci pe ceilalți doi la Constanța. Acum, în ceea ce privește promovarea examenului la magistratură, nu vă confirm ceea ce spuneți. Să știți că, în general, sunt mulți, adică mulți, nu foarte mulți, adevărat, examenul este foarte dificil. Dar sunt oameni care promovează examenul și care de multe ori întind o perioadă de asta așa de stand-by, nu își găsesc o instanță sau dacă sunt din Constanța sunt trimiși pe la Baia Mare, se chinuie pe urmă să ajungă la Constanța. Din punctul meu de vedere, nu cred că ducem lipsă sau nu există o lipsă de potențial pentru magistrați. Chiar nu cred lucrul acesta. Da, doamna Florea, am avut o mică reformă în justiție acum câțiva ani. Avut. Nu era posibil ca în cadrul acestei mici reforme să se schimbe această problematică a posturilor puține de judecători, a spațiului? Deci, da, intențiile sunt bune. Problema este că ele nu se materializează atunci când nu ai bază. Și revin iarăși la ABC. Degeaba
modifici codul de procedură civilă și institui obligativitatea acordării unor termene de judecată mai scurte. N-am să intru acum în detaliile tehnice, că nu cred că interesează și nu cred că vor fi înțelese de către toată lumea. Cert este că prin mica reformă s-a încercat a se scurta timpul de soluționare a unui dosar. Dar nu s-au asigurat, repet, condițiile. Degeaba îi dai omului un termen mai scurt, că așa ne impune noul cod de procedură civilă. Dacă el vine, ajunge la instanță și se trezește că trebuie să stea până la nu știu ce oră, ședințele de judecată sunt de multe ori, acum trebuie să o recunoaștem, grăbite, da? Și se amână tocmai din lipsă de timp. În momentul în care intri cu ședința de judecată la ora 4-5 seara și ești în pericolul să nu poți apela toate dosarele până la 12 noaptea, când deja intri pe lipsă de procedură, intri într-o altă zi, da? Nu-ți rămâne decât să accepți cu foarte multă ușurință amânarea unui dosar. Da? Ca să nu te afli în situația de a-ți, practica a rămâne cu jumătate din ședința de judecată neapelată. Se întâmplă acest lucru pentru că cei care au lucrat la această inițiativă legislativă nu au provenit din domeniul respectiv, nu au provenit, nu știu, din instanțele de judecată, nu au știut exact cu ce se confruntă, care sunt problemele cu care se confruntă? Nu neapărat. Eu nu spun că modificările aduse codului de procedură civilă nu sunt unele bune. Nu, sunt bune. Ele sunt bune. Problema este că, să vă spun eu, trebuie să asiguri, da, mediul în care ele să fie puse în practică. Dacă nu îi dai judecătorilor, nu le dai 10 săli de judecată ca ei să intre nu cu 100 și ceva de dosare în instanță, pe ședință, ci să intre cu 30 de dosare, degeaba ai mica reformă în justiție. Degeaba o ai. Oamenii care au gândit acest cod de modificare la cod de procedură civilă le-au gândit raportându-se la un sistem judiciar normal. Da, un sistem judiciar normal unde nu înghesui 800 de dosare pe 4 săli de judecată. Apropo, una dintre ele este de fapt o jumătate de hol, ca să fiu și mai exactă. Discutăm acum exclusiv despre judecătoria Constanța. Am abordat acest exemplu. Da, medierea nu ar fi o soluție, nu ar fi o alternativă? Medierea este o alternativă, dar am ca o părerea mea personală. Nu este funcțională în momentul de față și am să vă explic și de ce. Consider că este o, dacă vreți dumneavoastră, ține de natura poporului nostru. Poporul nostru, până nu se ceartă puțin în public, nu simte că s-a făcut justiție. Până nu ajunge în fața unui judecător să aibă așa o atitudine puțin conflictuală, nu simte că a trecut printr-un proces. Plus, asta unul la mână. Doi la mână. Este o lipsă de informare cu privire la ce înseamnă medierea și oamenii nu au încredere. Nu au încredere în această variantă de soluționare a litigiilor. Și un al treilea aspect, care din punctul meu de vedere este cel mai important între cele trei pe care vi le-am menționat, este faptul că cei care au obținut această diplomă de mediator nu sunt în măsură, da, din punct de vedere, dacă vreți dumneavoastră, procedural, să finalizeze un litigiu prin încheierea unei tranzacții, că așa se numește actul care se încheie la finalul unei medieri, da, tranzacție, un act prin care cele două părți aflate în conflict practic cad la înțelegere. Ei bine, în condițiile în care mediator este, nu știu, un psiholog sau un contabil care nu prea are cunoștințe în domeniul juridic, zic eu că îi lipsesc instrumentele, îi lipsește pregătirea ca să poată perfecta un astfel de act numit tranzacție care să fie și aplicabil, să producă efecte, da, în viața reală. Nu pot eu, spre exemplu, acum să fac un curs, să obțin o diplomă și să mă apuc să, nu știu, de tâmplărie. Nu pot, că nu mă pricep. Chiar dacă, da, îmi permite legislația să fac acest curs de calificare, n-am să pot niciodată crea cu ciocanul și o bucată de lemn ceva.
decât eventual niște găuri, nimic altceva, da? Deci, din punctul meu de vedere, asta este o mare problemă. Cred că nu ar fi trebuit să fie restricționată opția, această mediere, da, să fie direcționată sau accesul la mediere să fie restricționat doar în favoarea celor care au pregătire juridică. Dar înainte ca cei care nu au la bază o pregătire juridică să acceadă spre obținerea unei astfel de diplome, ar fi trebuit să treacă măcar printr-un curs de pregătire, să aibă ABC-ul, da? ABC-ul noțiunilor juridice, a efectelor pe care, eu știu, anumite instituții le produc. Da? Deviem un pic de la subiect și o să vă întreb, dar cursurile care se fac pentru obținerea statutului de mediator, ce se întâmplă de fapt la acele cursuri? La acele cursuri, din câte știu eu, acele cursuri se axează în principal pe tehnici de comunicare, pe tehnici de aplanare a conflictelor. Deci mai și mult nu... o parte psihologică exact, decât... Exact. Nu se trebuie oricum aprofundate, da? Noțiunile juridice. Noțiuni juridice, pentru că acea tranzacție este un act juridic până la urmă și la coadă. Da, doamna Florea, vizați probabil o comisie de justiție în Camera Deputaților. Haideți să vedem concret care ar fi lucrurile pe care ați dori să le schimbați. Cum le-ați putea schimba? Spuneați mai devreme de un imobil. Cu ce ar continua această listă? Deci, în primul rând, imobilul. După care, bineînțeles, eu aș opta chiar și pentru o flexibilizare a examenului de admitere la magistratură. Și acum vă spun din proprie experiență. Am terminat facultatea de drept. Am susținut un examen de admitere în barou, care, din punctul meu de vedere, a fost cel mai greu examen pe care l-am susținut până la acest moment în toată cariera mea. După ce am promovat acest examen de admitere la barou, da, unde am dat examen la aceleași materii la care dădusem examen și la momentul la care am dat examenul de licență, am devenit avocat și, bineînțeles, plină de entuziasm, aveam pretenția că deja pot să și profesez. Ei, m-am dus în sala de judecată și la momentul la care m-am dus în sala de judecată, am constatat că nu prea înțelegeam ce vorbesc cu oamenii aceia de acolo, da? Deci, facultatea de drept și, în general, toate facultățile ne învață unde să căutăm, da, în domeniul în care activăm. Practica este cea care ne învață meserie. Așadar, eu nu spun că un judecător nu trebuie să aibă ABC-ul, că și noi, avocații, avem ABC mai mult decât ABC-ul la momentul la care dăm acel examen, promovăm acel examen de admitere în barou. În schimb, meseria o învață în practică. Da? În atare condiții, eu aș opta chiar și pentru o flexibilizare a examenului de admitere la Institutul de Magistratură. Tocmai din perspectiva a ceea ce vă spuneam mai devreme, asigurarea unui potențial numeric de judecători. Da? Regula este aplicabilă și în ceea ce privește personalul auxiliar și fac aici referire la grefieri, care iarăși sunt o categorie oropsită, da? Da? A sistemului judiciar. Aș opta și poate că acum toată lumea nu vor fi de acord cu mine, aș opta pentru o majorare a salariilor judecătorilor. Din toată sărăcia noastră, aș opta pentru o majorare a salariilor judecătorilor. Tocmai pentru a motiva judecătorii, tocmai pentru a, dacă vreți dumneavoastră, a preîntâmpina eventuale tentații din partea judecătorilor. Nu credeți că sunt destul de bine moți? Au eu totuși cred niște că salarii... Eu nu cred că sunt. Să știți că sunt legende salariile care se tot vehiculează. Nu, sunt legende. Nu au salarii atât de mari. Nu cred că este, cum să vă spun eu, un venit care să asigure unui judecător confortul psihic de care el are nevoie în momentul în care intră în sala de judecată și hotărăște soarta oamenilor. Pentru că asta este ceea ce, cei mai mulți nu conștientizează. Există câteva categorii de profesii care hotărăsc soarta oamenilor. Și fac aici referire la judecători,
Fac aici referire la medici și fac aici referire la politicienii care ajung să aibă puterea executivă în mână. Da? Eu aș completa și cu învățământul. Și învățământul. Îmi cer scuze, așa este. Și învățământul, că până la urmă de acolo plecăm, exact. Și învățământul ne formează pe fiecare dintre noi. Asta e baza. Avocați, judecători, medici, politicieni și așa mai departe. În momentul în care nu ai aceste, nu asiguri veniturile salariale nu suficiente, nu decente, un pic chiar peste decent, da, omul ăla trebuie să fie relaxat în momentul în care intră în sala de clasă, să nu se gândească că el are de achitat credit, că a îndrăznit, da, să-și facă un credit ca să-și ia casă. Judecătorul când intră în sală nu trebuie să gândească la același lucru. Medicul, în momentul în care e cu bisturiu în mână, nu trebuie să se gândească la aceleași lucruri. Da? Și să se gândească la ceea ce au de făcut în acel moment. De asta spun că veniturile pe care... Că am abordat acest subiect cu instanța, cu justiția. Veniturile pe care judecătorii le au la acest moment nu sunt unele care să le asigure acest confort psihic care mai departe să se materializeze pentru noi toți ceilalți în soluții, hai să le spunem, bune, da, pe înțelesul tuturor. Deci astea ar fi pârghile pe care eu aș merge. Logistică, personal și creștere salarială. Deci... De-abia după aceea, dacă lucrurile nu funcționează, da, poți să vii să critici și eventual să sancționezi. Până la momentul la care nu asiguri baza, nu poți să-i ceri omului să facă ceva dacă tu nu-i dai instrumentele cu care el să facă, să producă ceea ce îi ceri. Categoric. Vis-a-vis de Curtea Constituțională, ce părere aveți? Au existat foarte multe discuții în legătură cu rolul acesta, cu rolul acesteia, cu atribuțiunile Curții Constituționale. Ce părere am? Am o părere foarte bună. Am o părere foarte bună despre activitatea Curții Constituționale. Din punctul meu de vedere, atâta vreme cât discutăm și recunoaștem că judecătorii sunt independenți, inamovibili, nu prea cred că este loc să comentăm deciziile niciunei instanțe, cu atât mai puțin a curții, deciziile Curții Constituționale. Și acum nu vă ascund că sunt cât se poate de îngrijorată de ceea ce se intenționează pe viitor de, să spunem, de USL. Da? Domnul Victor Ponta a declarat că în eventualitatea în care vor câștiga alegerile și vor face guvernul, primul obiectiv reprezintă acela de, hai să spunem, diminuare a puterii Curții Constituționale. În ce sens ar urma să opereze această diminuare a puterii Curții Constituționale? În sensul că eventuale sau nu, deciziile pe care Curtea Constituțională urmează să le dea ar putea să fie cenzurate, modificate de Parlament. Ori așa ceva distruge practic toate principiile care guvernează activitatea unui judecător. Nu mai putem discuta despre o hotărâre irevocabilă, nu mai putem discuta despre, hai să spunem, independența judecătorului. Judecătorul când dă o soluție, își exprimă punctul de vedere într-o speță, chiar dacă este judecător la Înalta Curte de Casație, exprimă acel punct de vedere care se materializează în hotărâre potrivit propriei sale conștiințe. Peste conștiința judecătorului nu mai poate să intervină nimeni. Cu atât mai puțin o instituție, da, cum este o autoritate, o instituție cum este Parlamentul, unde în mod evident, da, deciziile sunt guvernate de interese politice. De moment, nu poți să intervii peste hotărârea unui judecător, a mai multor judecători, în funcție de cum vrea majoritatea din Parlament. Și nu este de neglijat faptul că într-o ipoteză ca aceasta, chiar ne-am face remarcați pe plan internațional, că am fi cam singurii care au un astfel de sistem, da? În cadrul căruia deciziile Curții Constituționale sunt modificate, sunt cenzurate, sunt anulate, sunt confirmate sau infirmate de Parlament. Da, doamna Florea, în condițiile în care judecătorii Curții Constituționale sunt numiți de către Parlament, putem vorbi 100% de o independență a Curții Constituționale? Da. Și am să vă dau un exemplu. Vă rog. Toți judecătorii, după ce
iau examenul și devin judecători, sunt practic numiți de președintele României. Asta înseamnă că sunt toți, nu știu, simpatizanții președintelui României, indiferent cine a fost acela de-a lungul timpului. Nu. Da, dar, vedeți, președintele României este unul singur. În Parlament întâlnim mai multe grupuri politice. Este același lucru, din punctul meu de vedere. Este același lucru. Dacă am merge pe ideea că Parlamentul României, în Parlamentul României, de fapt, judecătorii care sunt confirmați de Parlamentul României și ajung la Curtea Constituțională sunt unii cu orientare politică, păi pot să extind acest algoritm asupra tuturor judecătorilor. Cu toții își primesc decizia de numire din mâna președintelui României. Asta înseamnă că vor face sau că deciziile lor, da, vor fi vreodată subordonate voinței uneia sau unui grup de oameni? Nu, din punctul meu de vedere nu. Eu spun așa, că atâta vreme cât în România avem prezumția de nevinovăție, nu putem, da, să aruncăm anatema asupra acestor oameni și să spunem că ei au încălcat principiul care le guvernează activitatea, respectiv principiul independenței, inamovibilității și toate celelalte. Deci, nu putem susține că pentru că au fost numiți acolo de parlamentari sau de un grup parlamentar, dumnealor nu sunt independenți. Este părerea mea. Poate greșesc, dar o eventuală greșeală a mea ar trebui să fie demonstrată cu probe. Da, eu nu vă contrazic, doar v-am întrebat pentru că eram curioasă. Este părerea mea. Deci chiar nu cred lucrul acesta. Da. Chiar nu cred că un judecător și-ar risca reputația, cariera, mai ales în momentul în care ajunge la Curtea Constituțională, da? Deci nu discutăm de vreo judecătorie din cine știe ce localitate, discutăm despre Curtea Constituțională. Chiar nu cred că și-ar compromite, da, cariera expunându-se, eu știu, în sensul susținerii unor interese politice. Am înțeles. Doamna Florea, pe scurt, dacă ajungeți în Parlamentul României, în Camera Deputaților, ați mai umbla, ar mai fi necesare anumite modificări la Codul Civil, Codul Penal? Codul Civil, după cum bine știți, a suferit de curând niște modificări. Care sunteți de acord sau nu? Da, sunt de acord. Ele sunt de bun augur și eu acum pe scurt o să vă spun și de ce. Erau foarte multe dispoziții legale care căzuseră în desuetudine, ăsta este termenul tehnic. În sensul, dincolo de faptul că o persoană care nu era de specialitate, dacă ar fi îndrăznit, ca să zic așa, să citească Codul Civil, probabil că jumătate din dispozițiile de acolo nu ar fi putut să le înțeleagă. Pentru că erau într-un limbaj depășit, de la 1800 și ceva, vă dați seama. 1864. Iar multe dintre acestea nu mai erau de aplicabilitate. Deci nu își mai găseau corespondentul în viața reală. Da, modificarea Codului Civil este una de bun augur. În ceea ce privește modificarea Codului Penal, din câte știu eu, da, se intenționează acest lucru. Urmează să avem și o modificare a Codului de Procedură Civilă, care a fost amânată, iar ar fi trebuit să intre în vigoare, dar a fost amânată pentru la anul. Acum sperăm să nu mai amâne nici la anul, de regulă, în general. Mi se pare că durează foarte mult această procedură. Într-adevăr, da, da, sunt niște, da, legi esențiale, dar... Da, da. Totuși, da, vorbim despre aceste modificări de foarte mulți ani. Ba da, ba da. Și am să vă mai spun un lucru. Prin toate aceste amânări cu privire la intrarea în vigoare la acestor acte normative, se creează cumva și, haide să spunem așa, iarăși un motiv de disfuncționalitate. Și am să vă spun din practică. M-am apucat să citesc Codul de Procedură Civilă. Am citit noul cod de procedură civilă care ar trebui să intre în vigoare. Am citit o mică parte, după care mi-am dat seama că entuziasmul meu este unul, hai să spunem, nefondat și că ar trebui să stau mai bine în banca mea, să-l văd în vigoare și pe urmă să mă apuc să-l citesc. De ce? Pentru că de fiecare dată s-a întâmplat în felul următor. Se anunță intrarea în vigoare a unor modificări la unul dintre aceste coduri. Oamenii se apucă, studiază, și mai apar niște tratate și așa mai departe, se amână intrarea în vigoare pentru ca să mai apară niște modificări, pe urmă se mai amână odată, iar mai apar niște modificări,
astfel încât până ajungi la forma finală pe care, într-adevăr, trebuie să o studiezi și să o aprofundezi, durează destul de mult timp. Da, nu este în regulă. Da, doamna Florea, discutăm despre aceste lucruri la o viitoare întâlnire a noastră. Din păcate nu mai avem astăzi timp la dispoziție. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi. Revenim după pauză.